Om minunat, un lucru simplu pe care dacă îl aplici, te va scuti de foarte multe bătăi de cap, de foarte multe polemici și de multe certuri. În momentul în care cineva vine către tine, poate cu o atitudine agresivă sau arogantă, neprietenoasă, da? De obicei, primul val care se naște din interiorul tău va fi o reacție de-a ego-ului. Atunci vei reacționa. Și rezultatul va fi că te cerți, îți dai bătăi de cap. Și îi dai și celuilalt. Și mai multe bătăi de cap decât are deja. Da? Mai există o variantă. Când se întâmplă lucrul acesta, oprește-te. Simte cum poate ceva din străfunduri se ridică, să-i spun ceva, să fac ceva. Sesizează acel prim val. Conștientizează-l. Simte-l cum se ridică, dar nu te urca pe el. Nu-i da curs. Respiră. Tot timpul a devenit conștient de respirație. Te va susține în acest proces de conștientizare și simte încă o dată ce e aici dincolo de acel val care s-a ridicat. De multe ori, ceea ce este aici dincolo de primul val este un alt val mult mai liniștit, mai așezat, mai clar. Deja dacă îl respecti pe acesta și te urci pe acesta, interacțiunea va căpăta altă calitate. Lucrurile se vor duce către aplanare, către pace. Dar nu este ultimul pas. Poți de asemenea să-l lași și pe acesta să se ridice simțindu-l cu o intensitate mult mai mică de data aceasta. Și să descoperi ce e aici și după acest val. Și vei vedea că e și mai multă pace, și mai multă așezare. Deja din punctul acesta, ceea ce faci va fi o acțiune. Nu vei mai reacționa, vei acționa. Acțiunea este legată în mod direct de conștiență. Ești conștient. Acum nu mai ești la mâna emoțiilor tale. Nu mai ești la mâna condiționărilor pe care le-ai dobândit în această viață. Acum poți face altfel față de cum ai tot văzut în această viață că se face în astfel de situații, față de cum ți s-a spus că ar trebui să faci. Acum acționezi în conformitate cu viața, cu natura ei liberă, în curgere, în spontaneitate, în libertate. Acest fapt atât de simplu, insignifiant poate pentru minte, stă la baza rezolvării unui război sau unui potențial război între două persoane, dar și între două națiuni întregi. Esența este mereu aceeași. Exteriorul vine, îți arată, te testează, te verifică. Dar puterea este la tine în mod real. O dai din mână ori de câte ori te duci cu acel prim val sau o recapeți, o conștientizezi, lăsând acel prim val să se ridice, să se ducă și acționând din nucleul ființei tale.
Data viitoare când ești testat în felul acesta, verifică. Ce pot eu să spun e că se poate. Poți să o faci. Important este să fii curios și apoi să vrei să o faci. Dacă vrei pace, dacă vrei iubire în viața ta, cred că acestea sunt motivații extrem de bune pentru a face asta. Mulțumesc!